Reușiți într-o săptămână să strângeți întreaga familie în jurul mesei. De puține ori, nu-i așa? Din păcate, în epoca vitezei, din ce în ce mai puține familii au timp să acorde meselor importanța cuvenită. Acest lucru duce la diminuarea clipelor petrecute împreună cu cei dragi și totodată la o comunicare mai slabă între membrii familiei. Așa că am pregătit pentru voi un material cu câteva tipsuri care să vă ajute să găsiți mai mult timp pentru copii, părinții sau frații voștri. Pregătește micul dejun pentru toată familia. Dacă până acum obișnuia să luați ceva pe fugă, iar copiilor să le dați ceva în pachetel și să fugiți spre treabă, ce ziceți de un mic dejun în care toată lumea povestește despre ce provocări urmează să aibă peste zi? 2. Cheamă-ți părinții și socrii la masă. Nimic nu este mai frumos decât o masă mare și încărcată de toate felurile voastre de mâncare preferate. Roagă-i pe cei mici să pregătească un program artistic și distracția va fi asigurată. Părinții voștri se vor bucura să fie alături de voi și de cei mici. 3. Pregătește-i soțului tău o cină romantică. Fiți sinceri, cât timp a trecut de când nu ați mai avut o cină romantică și liniștită? Prânzul cu bunicii a fost cu siguranță prilejul perfect pentru a-i ruga să-i supravegheze o seară pe cei mici, timp în care tu poți pregăti acel desert pe care îl adoră, cumperi un vin bun și aprinzi câteva lumânări. 4. Bazează-te pe ajutorul copiilor. Ți s-a întâmplat vreodată să-ți spună copiii că vor să mănânce în camera lor? Implică-i și pe ei în pregătirea mesei și îi vei convinge ușor că o masă alături de familie este mai importantă decât orice episod nou din serialul lui preferat. Lasă-i să gătească, să pună tacâmurile pe masă și să-și așeze mâncarea singuri în farfurie. 5. Stabiliți o zi pe săptămână în care nimeni nu are voie să lipsească de la cină. Într-o lume ideală ar trebui să fim împreună la fiecare masă. În 2017 este mai greu, dar nu imposibil. Așa că sigur vei putea să te asiguri că măcar o dată pe săptămână toată familia este la cină. Vă invit să redescoperiți și voi bucuria meselor în familie. Eu vă aștept în fiecare zi pe blog, la crăciun.ro, iar dacă nu vrei să pierzi niciun filmuleț, abonează-te la newsletter sau la canalul meu de YouTube. Nu uitați de Facebook și de Instagram, acolo pun poze cu tot ce fac eu în fiecare zi. Vă pup! Cam atât pentru astăzi. Aștept să-mi spuneți pe pagina de Facebook a emisiunii dacă v-a plăcut, iar dacă aveți întrebări sau sugestii, le puteți lăsa tot acolo. Ne vedem și în timpul săptămânii, până duminica următoare. Să aveți parte numai de bine!